Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit din nou la un nou videoclip pe acest canal. Sunt Vlad și astăzi vreau să vă propun ceva. Ce ați zice dacă aș face eu, nu știu, ceva sală la țară aici fiind, dar neavând locul unde să ne ducem la țară, să facem chestia asta acasă. Și să zicem, nu știu, să facem într-o săptămână, zic, să fac 50 de flotări. Sau să facem toată lumea și să postez la fiecare zi un videoclip în care fac 50 de flotări, ok? Ce ați zice? Și dacă mai vreți să mai facem și alte chestii pe alte săptămâni, să-mi scrieți în comentarii acolo. Video nu e foarte lung, e unul foarte scurt în care vreau să vă spun. Pentru că vă dați seama că nu pot posta pe comunitate deoarece n-am 1000 de abonați, dar o să ajungem și acolo, băieți. Fiți liniștiți. Dar chiar aș încerca și nici nu știu dacă o să reușesc. 50 de flotări pe zi? Wow! Adică, pot să le fac dacă aș face 5, dar vă dați seama că la început o să fie foarte greu și o să mă doară enorm de tare mușchi, da? Deci, vedeți, nu sunt foarte mari, nu avem nicio chestie foarte wow. Știu că se vede ușa acolo, dar asta este. Da, acum sper să văd ce spuneți voi, adică vreau să-mi scrieți în comentarii. Și dacă se află ceva susțin la episodul ăsta, începem de mâine. Și nu știu cât să facem o săptămână, gen 5 zile... în fiecare zi câte 50 de flotări, apoi încă 5 zile cu alte chestii, nu știu, depinde doar de voi. Vreau să-mi spuneți repede în comentarii și să nu mă mai lăsați să aștept. Vă rog foarte, foarte mult. Acum, nu știu sigur ce va ieși, dar băieți, voi face chestia asta. Ok, m-am apropiat prea mult de cameră. Dar, vedem, poate peste o lună, cine știe, este ceva aici. Sau aici mai jos, dar jos acolo nu se vede nimic deocamdată, dacă cine știe. Abdomene, uite, putem face abdomene pentru săptămână, 50 de abdomene pe zi, wow! Și după aia poate crește treptat, treptat numărul, de la 50 la 100, la 150, la 200 și tot așa. Acum depinde ce ziceți voi. Și e foarte, foarte cald afară și am transpirat foarte tare, dar bine că nu se vede pe cameră. Bun, băieți! Sper din toată inima să-mi spuneți ce, dacă e adevărat și dacă e adevărat, Doamne, dacă să fac. Știu că mă mai încurc pe videoclipuri, dar asta e, eu nu tai chestia asta când mă încurc, așa că fiți natural, băieți. Hai să încercăm!